Bun găsit la Educație cu Ștaif! Astăzi despre bunele maniere și la ce ne folosesc ele. Aflăm lucruri interesante din domeniul educației financiare. Ce carte e numai bună de citit în această săptămână? La final vă aștept cu o fabulă. Sunt Narcisa Marian, vă urez vizionare plăcută! Bun găsit la rubrica de bune maniere. O am alături de mine pe invitata permanentă a rubricii, doamna Margareta Lupașcu. Bună ziua! Bună ziua, bun găsit dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Doamna Margareta Lupașcu este inițiatoarea Școlii de Bune Maniere din Suceava și am să o rog pe dumneavoastră să se prezinte mai în detaliu decât aș putea să o fac eu. Nu foarte în detaliu, pentru că e normal să existe o anume doză de vulnerabilitate, dar ce pot să vă spun este că sunt foarte mulți ani de când bunele maniere, eticheta, sunt în atenția mea. Am făcut multe lucruri în această zonă și școala de etichetă și bune maniere a venit ca o încununare a tuturor lucrurilor care au fost făcute, deci a fost o construcție care a apărut în mod natural. Și o necesitate, neapărat trebuie spus, o necesitate pentru vremurile pe care le trăim. Mă bucură mult faptul că spuneți că e o necesitate, pentru că, din păcate, mulți consideră că bunele maniere și eticheta sunt chestiuni desuete și cred că tocmai de aceea e binevenit o asemenea emisiune, o asemenea rubrică, pentru că va face lumină. Oamenii înțeleg un anume lucru prin bune maniere și, din experiența mea, de obicei înțeleg greșit. Și ce sunt, de fapt, bunele maniere? Ce sunt bunele maniere? Ca să putem vorbi de bune maniere, ar trebui să vorbim întâi de etichetă. Nu sunt etichetele acelea de pe produsele pe care le cumpărăm din comerț, ci eticheta este un set de reguli pe care oamenii au ajuns la concluzia că ar fi de dorit să le respecte. Un set de reguli care a apărut cu multă vreme în urmă. Istoria etichetei se întinde pe perioada 5.000 de ani, nu e de azi de ieri. Oamenii au ajuns la concluzia că ar trebui să respecte anumite reguli pentru ca relațiile dintre ei să funcționeze bine, pentru ca interacțiunea umană să funcționeze bine și societatea să funcționeze bine. Și atunci, pe baza unor reguli ale moralei, au apărut regulile de etichetă. Strict niște reguli care trebuiau respectate ca să nu ajungi la oprobiul societății. Ca un răspuns firesc, până la urmă, la nevoile oamenilor. Sigur. Din antichitate până în zilele noastre, nu? Sigur că da. Și să vă spun că bunele maniere sunt legate de etichetă, au la bază eticheta, dar bunele maniere sunt mult mai mult. E un mod de comportament asumat și înțeles foarte bine. E vorba de motivația care stă în spatele comportamentului, pentru că setul de reguli poate să fie unul steril pe care îl respecti ca să dea bine și, sau ca să nu beneficiezi, ca să spun așa, de oprobiul comunității, pe când bunele maniere sunt forme concrete de comportament asumat în mod conștient și cu o motivație interioară bună. Ce legătură au rafinament, bunul simț, politețea, respectul până la urmă cu bunele maniere? Așa, mai în detaliu, cum știți dumneavoastră, să ne povestiți. Păi, toate cele menționate de dumneavoastră stau, de fapt, la baza bunelor maniere. Constituie fundamentul bunelor maniere. Și cred că știți dumneavoastră ceva, din moment ce ați menționat rafinamentul. Eu consider că rafinamentul este cel care stă la baza manifestării bunelor maniere. De ce? Pentru că dacă știm regulile de etichetă, le respectăm pentru că e în interesul nostru și punct. Dar rafinamentul este cel care presupune să mergi mai în adânc, să mergi la baza lucrurilor, să încerci să înțelegi de ce, cum,
unde. Și acestea sunt toate întrebări bune care te duc la a descoperi adâncurile, înțelesuri ale unui anume lucru și odată ce ai înțeles, ești mai motivat ca să faci anumite lucruri. Și atunci, pentru că bunele maniere sunt modul de a ne manifesta, atunci la baza lor stă rafinamentul. Pentru că, să fim onești, fiecare dintre noi ne manifestăm într-un anume fel, respectăm anumite lucruri în momentul în care am înțeles de ce, cum. Și când am înțeles, e ca și cum ne-am însușit lucrurile acelea și fac parte din noi. Când un anume lucru face parte din noi, se manifestă în mod natural. De asta spune că bunele maniere pornesc din interior. Sunt mai mult decât niște reguli. E un mod de a aplica niște reguli, conștient, asumat și pentru că ai înțeles foarte bine. Apoi, bunul simț este cel care stă la baza bunelor maniere. Și ce înseamnă bunul simț? Se spune, păi, cu bunul simț te naști, spun unii. Bunul simț se construiește. Bunul simț nu există, se plâng unii astăzi. Bunul simț, spun eu, e o resursă. E o resursă care există în fiecare dintre noi. Doar trebuie să o conștientizăm și să o accesăm. Haideți să mergem foarte simplu pentru a construi o definiție a bunului simț, să mergem foarte simplu la sintagma aceasta bun simț, da? Să simți bine. Da? E foarte simplu. Cam în sens. Să simți bine. Să simți bine cu privire la toate lucrurile. Îmi place să vorbesc despre un discernământ al bunului simț, pentru că până la urmă să simți bine cu privire la toate lucrurile înseamnă să reușești să discerni între bine și rău în ceea ce privește comportamentul personal. Vedeți, noi avem tendința să raportăm bunele maniere foarte mult la ceilalți și spunem, e lipsit de maniere, e lipsit de bun simț și totdeauna avem tendința să ne gândim că bunele maniere, bunul simț sunt chestiuni care au a face cu ceilalți în primul rând. Ei bine, vreau să vă spun că în primul rând au a face cu noi înșine și dacă veți dori, vom explica și lucrul acesta. Apoi, politețea la care făceați dumneavoastră referire. Poate să existe o politețe falsă, bazată doar pe etichetă, pe faptul că vrem să respectăm niște reguli și pentru că așa dă bine, pentru că urmărim o imagine bună, sau poate să existe o politețe autentică, o politețe bazată pe faptul că am înțeles cât de important este pentru mine ca om să mă manifest politicos, pentru că asta îmi dă valoare, pentru că acolo în interiorul meu am construit ceva. Bunele maniere vin din inimă, nu uitați, vin din interiorul omului. Pentru că am o inimă elegantă, aleg să-i privesc în mod elegant pe oameni și să mă manifest în mod elegant. Și asta este politețea. Și respectul? Respectul, iarăși noi considerăm că are a face cu ceilalți, în primul rând. Nu, respectul are a face, în primul rând, cu noi înșine. Și am să explic lucrul acesta. Dacă n-am înțeles respectul pentru om în general și pentru propria persoană în special, nu voi ști să mă respect pe mine și nu voi putea, dacă nu mă respect pe mine, nu voi putea să-i respect pe ceilalți. În primul rând, construcția interioară este foarte importantă, o minte elegantă, da? O minte manierată care știe să-și aleagă gândurile, care știe să izoleze gândurile care nu sunt tocmai elegante, pentru că știm bine, gândurile noastre se manifestă în emoții, dar și emoțiile ne determină gândurile și toate se manifestă prin atitudinile noastre. Și atunci, în construcția asta interioară trebuie să fim foarte atenți la gânduri, la ceea ce simțim, să construim o minte, o inimă elegantă și în felul acesta vom putea să manifestăm respect față de ceilalți. Dar când noi pe dinăuntru am devenit eleganți, ne vom respecta în mod special pe noi înșine. Și atunci, pentru că am făcut construcția asta care a cerut efort, da? Ne vom da seama că fiecare din cei care ne înconjoară au nevoie de efortul acesta pentru a se construi. Și atunci vom respecta.
dacă ne pasă, ne regăsim, mai întâi ne căutăm, apoi ne regăsim identitatea și aflăm ce fac cu ce am, nu? Sintagma mea preferată pe care am învățat-o de la dumneavoastră și care, iată, chiar începe să dea roade. Răspunsul la această întrebare, da? Sigur că da. Odată ce am constatat niște lucruri care probabil nici mie nu-mi plac la propria persoană, atunci ar trebui să mă gândesc, ok, ce fac cu ce am? Continui așa sau vreau să fiu, vreau să devin mai mult? Despre asta este vorba. Asta este motivația care fundamentează bunele maniere, autenticul bunelor maniere. Am dat un răspuns bun la întrebarea ce fac cu ce am. Vreau să devin, vreau să mă construiesc, vreau să devin un om mai frumos și atunci aleg un mod de comportament. E o chestiune de alegere. Mod de comportament care se traduce prin bune maniere. Și când mă întreb ce fac cu ce am, extrapolez întrebarea aceasta și spre ceilalți. Da? Eu mă comport manierat indiferent de ceea ce fac ceilalți, tocmai datorită acestei construcții interioare care mă reprezint. Și atunci mă comport manierat indiferent de persoanele cu care vin în contact și indiferent de circumstanțe. Așadar, cu bunele maniere nu ne naștem chiar deloc. Ele pot fi ceea ce devenim, dacă extrapolăm un pic discuția. Sigur că da, bunele maniere au a face cu ceea ce devenim, este foarte adevărat ce spuneți. Bunele maniere se mai și construiesc. Apropo de titlul acestei rubrici, cei 7 ani de acasă, cei 7 ani de acasă sunt extraordinar de importanți. Vă mulțumesc! Ne revedem și la următoarele ediții ale rubricii. Mulțumesc! Cu mare drag și cu nerăbdare! Bun găsit! Sunt Cătălina Vartic, iar în cadrul rubricii de educație financiară vom face astăzi primii pași. Până la urmă, ce este educația financiară și de ce avem nevoie de așa ceva? Ce este educația în general? Este o activitate pe care o facem pentru a ne dezvolta. O cultivare, o acțiune prin care pregătim un om. Este o știință sau o artă pe care o folosim pentru a atinge potențialul nostru maxim, pentru a ne pregăti pentru viață. Cultura generală a copilului nostru și educația lui sunt foarte importante pentru noi. Ne simțim responsabili față de modul în care vor reuși în viața copiii noștri și vor reuși noi să le facem o viață bună și încercăm să le oferim cea mai bună educație. Educația lor financiară, ce facem cu ea? Este în aceeași măsură importantă pentru ei, pe cum este și spălatul pe dinți și mâncatul sănătos, mai ales în lumea noastră de astăzi. Atunci de ce am acordat mai puțin atenție educației financiare decât celorlalte aspecte ale vieții lor, doar pentru că noi am fost educați altfel, indiferent ce alegem sau nu să facem în viață, ne lovim de noțiuni financiare, de bani, de venituri, de cheltuieli, de facturi, de cost, de preț. Până la urmă, educația financiară cam asta ar trebui să ne învețe. Cum funcționează banii, de unde provin, cum îi folosim, cum îi economisim, tocmai pentru a nu suferi mai târziu din cauza relației cu partea materială. Și e bine ca această educație să înceapă de la vârste foarte mici. Alfabetizarea financiară trebuie să înceapă încă din primii ani de viață, pentru că la maturitate oamenii trebuie deja să știe cum să-și direcționeze și cum să-și valorifice corect veniturile și economiile, chiar de la primul bănuț pe care îl câștig. Din păcate, în clasamentele europene ocupăm ultimul loc în ceea ce privește educația financiară și de aceea e nevoie de implicarea părinților și profesorilor. Și poate nu ar fi rău ca programele școlare de la noi să conțină și ore de informare și educare financiară privind resursele, metode de economisire, metode de investiții. Se știe că copiii învață cel mai ușor imitând comportamentul adulților. Așa că noi trebuie să ne gândim dacă modelul pe care îl oferim noi copiilor noștri, prin ceea ce facem noi, e cel corect. În emisiunea aceasta nu vom da rețeta perfectă, nu vom da sfaturi academice. Vom încerca doar să punctăm câteva experiențe și să dăm câteva sugestii de ce anume am putea face pentru a pregăti copiii să-și gestioneze mai bine relația aceasta cu banii. Poate n-ar fi rău să facem diferențieri pe grupe de vârstă cu ceea ce am putea să facem pentru a-i ajuta pe copii.
Cred că fiecare părinte a trecut prin experiențe, nu știu, de genul la cumpărături, în magazin. Copilul începe să insiste foarte mult sau mai rău să țipe, să plângă, să se trântească pe jos, că dorește ceva. Și noi nu știm cum să reacționăm corect. Uneori poate că știm să refuzăm și putem să refuzăm. Alteori cedăm din cauza oboselii sau disconfortului pe care îl simțim când toată lumea se uită la noi. Dacă reușim să-i explicăm copilului care e treaba cu banii, cu siguranță că aceste situații pot să apară mult mai rar sau pot să nu apară deloc. Despre acești copii preșcolari, trebuie să spunem că nevoile lor sunt în general simple. Ei în magazin, de exemplu, ne cer dulciuri, jucării și se așteaptă să le primească atunci când le cer. Nu pot să le explici copiilor preșcolari că nu are mami bani, pentru că ei nu înțeleg aceste noțiuni. Până la urmă, datoria părinților, datoria noastră ca părinți, mă rog, este să încercăm să le explicăm. Ei vor înțelege exact ce înseamnă bani atunci când vor înțelege noțiunea de număr. Deci e complicat pentru preșcolari să înțeleagă aceste lucruri. Și atunci, primele lecții despre bani pe care trebuie să le dăm copiilor noștri pot fi foarte simple și foarte, de bază, basic, cum se zice. În primul și în primul rând trebuie să învățăm că banii trebuie respectați. Și pentru aceasta, noi nu trebuie să aruncăm cu banii stânga și în dreapta. Trebuie să discutăm cu ei despre cheltuielile casei, despre priorități și să știți că copiii învață aceste lucruri chiar numai uitându-se la noi cum procedăm. Trebuie să le explicăm că adulții câștigă acești bani muncind undeva la un serviciu, pentru că merg cu noi la ATM și văd că de acolo, apăsăm pe niște numere și ne apar banii și copiii își imaginează că acești bani curg de undeva. Dar noi trebuie să le spunem că acei bani din care curg din ATM sunt de fapt urmarea muncii noastre, pentru că noi muncim pentru acești bani. Și acum, în perioada aceasta în care se lucrează, în regim de telemuncă, unii copii chiar pot să-și vadă părinții muncind și atunci înțeleg mult mai bine care este relația între muncă și bani. De aceea, eu am sfătuit pe toată lumea și vă propun și dumneavoastră să mergeți copiii la cumpărături, chiar dacă sunt foarte mici, să le explicați ce înseamnă o listă de cumpărături. De ce alegem anumite produse, care sunt produsele cele mai importante și care sunt prioritățile noastre în cumpărături și produse pe care trebuie să le cumpărăm mai întâi. Aceste explicații trebuie să le dăm și înainte de a ajunge la magazin, și la magazin, și după ce plecăm de la magazin, și să le repetăm de multe ori. Și aici va trebui să mă credeți pe cuvânt, că crizele copilului din magazin sunt înțelese și sunt acceptate de mai toate mamele. Este greu de crezut că există părinți care n-au trecut măcar o dată prin viață, printr-o situație în care copilul a plâns după un lucru și n-a putut să-l gestioneze foarte bine. Așa că nu vă faceți griji, luați-vă copiii la cumpărături. Dacă plătiți cu bani gheață, numărați împreună copiii restul fără nicio problemă. Pentru că să nu uităm că mesajele pe care le transmitem în această perioadă a vieții, când ei sunt foarte micuți, se pot activa la momentul potrivit, chiar dacă ni se pare că acum nu contează, copilul nu înțelege. Micile gesturi pot face diferența mai târziu. Și poate e important de subliniat că nu e bine să le dăm totul, mai ales când sunt mici, pentru că mesajul pe care ei îl vor primi atunci e că banii sunt ceva la care ai acces oricând și poți obține orice vrei oricând. Și nu e foarte, foarte ok. Oricum, acum, mai în glumă, mai în serios, și experții ne sugerează că educația privind banii ar trebui să înceapă atunci când copilul e suficient de mare încât să nu ia banii să-i înghită sau să-i rupă sau să se joace cu ei. Deci trebuie să înțeleagă aceste lucruri. Acestea au fost sfaturile mele financiare pentru această ediție. Pe curând! Bună ziua! Am plăcerea de a vă prezenta un roman tulburător, un roman fascinant, pe care l-am terminat de citit recent, într-o perioadă marcată, după cum știe toată lumea, de comemorarea victimelor
Holocaustului, care a avut loc în data de 27 ianuarie. Romanul se intitulează Eugenia și îi aparține autorului francez Lionel Duroy, un autor premiat care are un imens palmares de distincții, de premii, tradus în foarte multe limbi de circulație internațională. De ce recomand această carte? Prin ce este ea fascinantă, interesantă, tulburătoare? În Eugenia, autorul Lionel Duroy relatează destinul fictiv al unui personaj, o tânără ieșeancă, studentă, care la un curs de literatură română în 1935 se îndrăgostește de scriitorul Mihail Sebastian. Este o tânără provincială care trăiește într-o familie de mici comercianți care țin o prăvălie de vinuri pe strada Lăpușneanu, celebra stradă Lăpușneanu din Iași. Autorul francez, extrem de bine documentat din surse istorice, din presa vremii, din corespondență, din jurnalul lui Mihail Sebastian, reface cu mare precizie climatul politic, social, cultural, etnic al capitalei Moldovei din perioada interbelică. Pe tot acest fundal apare deci povestea de dragoste dintre personajul fictiv, Eugenia, și autorul cu origini evreiești, Mihail Sebastian, Iosif Hechter, născut la Brăila în 1907. Romanul debutează cu o scenă de mare brutalitate. La cursul conferință organizat de profesoara de literatură Irina Costinaș, în timp ce autorul începe să vorbească despre originile lui și despre cartea care făcuse vâlvă și fusese foarte apreciată de 2000 de ani, apare în sală un grup de 15 legionari care, cu bestialitate, îl îngrămădesc într-un colț pe autor și încep să-l bată umplându-l de sânge. Acesta este salvat doar de intervenția studentei și a profesoarei Irina Costinaș, care reușesc să-l scoată din acea înghesuială și să îl transporte la gară. Este un moment care o hotărăște, o determină pe Eugenia să aibă deja un parti pris filosemit, să respingă violențele, atrocitățile, gândirea extremei drepte. Cu atât mai mult cu cât în familia ei, alcătuită din 3 copii, părinți și 3 copii, fratele mai mare, Ștefan, devine unul dintre liderii mișcării legionare. Recomand această carte pentru splendidul melanj de ficțiune și realitate pe care îl realizează Lionel Duroy în pagini extrem de bine scrise și foarte bine traduse în limba română de doamna Simona Modreanu, profesor universitar doctor, șefa catedrei de franceză de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, care oferă publicului român o traducere adecvată, respectând toate regulile tălmăcirii profesionale și fiind o foarte bună cunoscătoare a registrelor de limbă. Pentru a exemplifica acum câteva din frazele, din momentele acestea, iată un mic fragment. Vreo 15 studenți înarmați cu băte
au năvălit în sală răcnind. Afară cu jidanii. Moarte jidovilor și cui îi apă. Sau, mai departe, în momentul în care autorul este înghesuit de bătăuși, aceștia îi se adresează cu cuvintele. Jidov jegos, gândac lipitoare, o să facem noi, treacă cheful să te întorci. În continuare, parcursul și viața Eugeniei se împletește cu cel al autorului Mihail Sebastian, care este persecutat de toate legile ce apar în România în perioada de început a primei, a celei de-a doua deflagrații mondiale și ea pleacă la București din rațiuni profesionale, fiind angajată ca reporter la agenția de presă Rador. Această profesie îi dă ocazia de a fi în contact cu o serie de evenimente capitale pentru România și pentru Europa acelor timpuri, chiar dacă ea nu iese din țară. De ce spun asta? Pentru că, având misiunea de a face relatări, de a da relatări despre ceea ce se petrece în București, demonstrațiile din fața pieței Palatului, ședințele Consiliului, împușcarea legionarilor, ea are o serie de întâlniri cu personalități de seamă, cum ar fi șeful agenției Rador însuși, care este unul din protectorii săi, Hurtig, domnul Hurtig, și de asemenea cu personaje reale, cum au fost scriitorul Curțio Malaparte, pe care Lionel Duroy, în ficțiunea lui, pretinde că Eugenia l-ar fi întâlnit la Iași, unde se știe foarte bine. Malaparte a fost trimis pe front ca reporter pe frontul de est. Din păcate, Malaparte s-a comportat, a avut un comportament de cameleon, așa cum arată Eugenia în scrierea ei, pentru că tot acest roman este de fapt un text al Eugeniei care rememorează un deceniu de viață. Deci Curțio Malaparte a fost un cameleon care, pe de o parte, despre pogromul din Iași a relatat respectând punctul de vedere al autorităților, cum că n-ar fi fost nimic când de fapt peste 10.000 de evrei au fost omorâți. În schimb, în cartea lui, Caput, povestește exact realitățile și realitățile despre bătălia de la Stalingrad. Veți descoperi, citind acest roman, climatul intelectual al capitalei din perioada interbelică, lumea în care se este implicată Eugenia împreună cu Mihail Sebastian, toată inteligenția bucureșteană a vremii, Haig și Acterian și Marieta Sadova, actrița legionară, apoi prințul Anton Bibescu și soția sa, prințesa Elizabeth, fica lordului Asquith, prim-ministru al Angliei. Veți descoperi un alt personaj interesant din lumea artistică a interbelicului românesc, actrița Leni Kaller, cu origine evreiești, de care era iremediabil îndrăgostit Mihail Sebastian. De fapt, cei trei formează un fel de triunghi amoros în care Eugenia este îndrăgostită de Mihail și Mihail aleargă tot timpul după Leni. Este un roman fabulos, un roman care se termină cu o ușoară licărire de speranță, chiar dacă în final Mihail Sebastian moare, strivit de un camion. Fratele mai mic al Eugeniei, Andrei, revine de pe front, rănit și bolnav de tifos, iar ea, puternică și semănând foarte mult cu eroinele franceze ale rezistenței,
ia hotărârea de a face o expoziție de fotografie, trecând prin Iașul devastat de război și dorind să publice toate mărturiile pe care le adună în perioada postbelică. Acest sfârșit de roman, scris într-un stil rece, obiectiv, minimalist, dă toată măsura dramei pe care a trăit-o autorul Mihail Sebastian, pe care a trăit-o comunitatea evreiască în perioada celui de-al doilea război mondial și pe care a trăit-o țara noastră în timpul acestei conflagrații. Vă recomand cu căldură romanul Eugenia de Lionel Duroy în traducerea Simonei Modreanu, apărut la editura Humanitas în 2019, colecția Raftul Denisei. Vulpea și strugurii este fabula săptămânii. A fost odată o vulpe tare, tristă și slăbită. Cum avea stomacul gol de câteva zile, ieși pe câmp să caute de mâncare. Ce fericit aș fi dacă aș găsi o potârniche sau un iepure de casă, ori unul de câmp. Tot gândindu-se la animăluțele pe care le-ar mânca, vulpea începu să saliveze de poftă. Dar pe câmp nu găsi decât flori, iarbă și ciulini. Tot mergând, ajunse în dreptul unei grădini. După ce se convinse că nu era nimeni prin preajmă, se hotărâ să intre. Mă voi odihni puțin, așa îmi va trece foamea, iar stomacul nu va mai face atâta gălăgie. Imediat ce vulpea intră în grădină, văzu un arac foarte înalt, de pe care atârnau cerchini de struguri mari și bine copți. Deși era imposibil să ajungă la ei, vulpea sări în sus de 100 de ori, cu speranța că ar putea să culeagă ceva. Chiar dacă sărise cât de sus putuse, tot nu reuși să atingă cu ghearele niciun strugure. Obosită de atâtea încercări, se uită la arac și spuse cu dispreț: "Ce struguri urâți! Sunt mici și necopți! Mai bine n-am ajuns la ei! Dacă i-aș fi mâncat, acum ar fi durut stomacul de la atâta acritură!" O rândunică aflată în apropiere auzi cele spuse de vulpe și strigă: "Doamnă mincinoasă, știți la fel de bine ca mine că strugurii sunt copți, dar nu reușiți să ajungeți la ei. Data viitoare, amintiți-vă următoarele: a vrea nu-i la fel cu a putea, așa cum noaptea nu-i ca ziua. Fiecare lucru are rostul lui, orice ar spune unul sau altul."